pe unde o luați, știți că e foarte bine. Bine ai venit, George Ciubotaru, doamnelor și domnilor. În amintirea unor emisiuni legendare pe care le-am făcut, trebuie să spunem că ne-am gândit, nu puteam să încheiem primul an de existență al emisiunii Exclusiv VIP fără să ajungem, ca să zic așa, la esență. Să trecem la treabă. Bun venit, George. Bun, bine te-am găsit, Cristi. Nu știu de ce tocmai această temă a picat, că cu o săptămână înainte noi am stabilit întâlnirea, dar a picat astăzi subiectul Mihai Radulescu. Ce să zic? Doamne, același subiect? Nu știu degea, dar cred că ai expertiză în legătură cu acest subiect. Băi, eu nu sunt rădulescolog. Cum spunea ea odată. Cum spunea ea odată. Știi că mai sunt rădulescolog, să nu pronunțăm bolog, da, da. Diversologi, și așa mai departe. Diversologi. Da, e un subiect frumos. Eu mi-aduceam aminte că odată așa a fost o... Da, o să ne povestească George dacă hotărăște el, dacă nu. Doamnelor și domnilor, întrebarea este, că de asta o să rog pe George să analizeze, cum e Mihai Radulescu când vrea să cucerească un bărbat? Foarte tare, urmăriți, dosar. Cum iubește Mihaela Radulescu, nu o face nimeni. Și, pentru că suntem în luna iubirii, am aflat toate secretele relațiilor superbei dive de la Monaco, cum i-a cucerit pe bărbații din viața sa și cum le-a pus inima pe jar. Până în prezent, Mihaela Radulescu a avut 3 căsnicii și tot atâtea divorțuri, iar viața sa amoroasă a fost una extrem de tumultoasă. Întrebată despre primul său eșec în dragoste și cum a reacționat când nu i-au fost împărtășite sentimentele, prezentatoarea TV a dat un răspuns care certifică faptul că stima de sine ridicată a fost dintotdeauna unul dintre punctele sale forte. E normal, dar nu mi-am bătut capul foarte tare. Aveam norocul de a avea încredere în mine. Știam deja că nu trebuie să-mi pierd timpul cu un cal necâștigător. Cum nu mi-am pierdut niciodată capul după vreun om însurat. Numele moștenit de la tată, de Țiganu, și l-a schimbat în urma primului mariaj cu Bogdan Radulescu în 1988 și l-a păstrat până în prezent ca nume de scenă. Căsnicia nu a durat mai mult de câteva luni, iar după divorț, fostul soț a somat-o să renunțe la nume. Bărbatul a dat detalii și despre motivul divorțului, mărturisind că Mihaela l-a înșelat și că ar fi prins-o cu un dansator în pat. Se împrietenise la facultate cu Brândușa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv de la Casa de Cultură a studenților. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopțile. Mai treceam și eu pe la repetiții să înțeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă. Aveam tot mai multe semnale că mi-ascundea ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neașteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurențiu, coleg cu ea de trupă. La scurt timp după divorțul de Bogdan, Mihaela și-a pansat rănile în brațele lui Dan Chișu, cu care s-a iubit 4 ani. Celebrul burlac a cunoscut-o pe Mihaela Radulescu pe când era asistent de film și producător al propriei case de producții. În anul 1993, cei doi au colaborat la un film documentar despre formația Phoenix. La acea vreme, Mihaela Radulescu lucra ca secretară de cabinet. Idila lor a durat câțiva ani, iar diva de la Monaco a lăsat urme adânci în sufletul lui Dan Chișu, care a declarat că a fost femeia care l-a domesticit. Mihaela are o personalitate extraordinar de puternică. Încerca să-și impună punctul de vedere aproape forțând situația. Mie mi-a adus foarte multe lucruri în comportament pentru că eram destul de sălbatic. Mihaela are personalitatea ei. Ea nu părăsește și nu se întoarce la nimeni, ci doar consumă. Primăvara.
Chiar dacă relația cu Dan Chișu a fost până la urmă sortită eșecului, inima Mihaelei Rădulescu a început să bată pentru un celebru bărbat, nimeni altul decât Dan Bittman. Cei doi au avut o relație pasageră, dar intensă. Era cu totul și cu totul alta. Știu însă că Mihaela rupea inimi în vremea respectivă și că nu era nici atât de tunată cât este acum. Mie asta mi-a plăcut extrem de mult la ea, iar în vremea aia era o atletă. Ea făcuse multă gimnastică sportivă și arăta cu totul altfel. Creață roșcată îți sărea imediat în ochi. Foarte frumoasă și atunci și acum. Cum am ajuns să te iubesc? A urmat apoi cel de-al doilea mariaj al Mihaelei Rădulescu, cel cu Ștefan Bănică Junior, în 1997. Cei doi au avut o căsnicie zbuciumată, în timpul căreia s-au despărțit de mai multe ori. Mariajul a durat 5 ani. După o ceartă cruntă petrecută în anul 1999, Mihaela l-a scos afară din casă pe Ștefan, urmând la scurt timp și divorțul. Cu toate că l-a iubit și a suferit enorm după Ștefan Bănică Junior, Mihaela Rădulescu nu a putut accepta niciodată ideea de a fi înșelată, așa că a încercat să meargă mai departe. După cel de-al doilea mariaj eșuat, Mihaela Rădulescu avea să-l cunoască pe cel care i-a schimbat total viața și care a făcut o mamă, pe Elan Schwarzenberg. S-a luptat mult pentru a ocupa un loc în inima afaceristului, care suferea încă după fosta sa iubită, Ileana Pescariu. După 6 ani de trai în concubinaj, în 2004 a urmat mult dorita căsătorie, a treia și ultima până în prezent, pe lista prezentatoarei TV. Pentru că Elan este de origine israeliană, Mihaela a adoptat religia iudaică. Un detaliu de mult uitat despre relația Mihaelei Rădulescu cu Elan Schwarzenberg este felul în care bărbatul a fost abordat de prezentatoarea TV. Ea nu era o vedetă, nu era o persoană chiar atât de cunoscută când mi-a strecurat în palmă acea bucată de hârtie, pe care erau notate numele și numărul ei de telefon. Intenția Mihaelei de a mă aborda s-a petrecut înainte de mariajul cu Ștefan Bănică Junior. Eram într-o discotecă, celebră pe atunci, la Brașov. Am luat biletul și l-am băgat în buzunar. Am sunat-o pe Mihaela, dar mi-a răspuns altcineva. Ce a urmat a fost căsătoria dintre ea și Ștefan. Mihaela este cea care a declarat, în urmă cu câțiva ani, că mi-a dat acest bilet. Nu sunt eu cel care a făcut această mare dezvăluire. Când în presă ar fi apărut zvonuri cum că omul de afaceri ar fi înșelată cu Analesco, Mihaela și-a apărat cu toată forța partenerul de viață și și-a securizat relația. Analesco a vrut să-mi ia bărbatul. Dacă Ilan ar fi avut ceva cu ea, acum nu ar mai fi fost cu mine. Sunt o leoaică și scot ghearele când cineva atentează la bunul meu. După mai multe tratamente de fertilizare, a apărut cea mai mare bucurie din viața Mihaelei Rădulescu, fiul său, Aian. În 2008, Mihaela și Elan au șocat pe toată lumea cu vestea divorțului lor. Ba mai mult, atitudinea pacifistă a dat de gândit, căci, în loc de scandal, cei doi au ales să se înfățișeze la tribunal ținându-se de mână. Însă relația lor de prietenie s-a degradat în momentul în care Mihaela a cerut custodia fiului său și a făcut declarații acide în presă despre omul de afaceri. După ce a divorțat de omul de afaceri Elan Schwarzenberg, al cărui nume și l-a păstrat în acte, Mihaela Rădulescu a început o relație cu prezentatorul TV, Dani Oțil, cu 11 ani mai tânăr decât ea, despre care diva de la Monaco a spus că nu el a fost motivul divorțului de Elan. Iubirea lor a fost mare și lipsită de pretenții financiare, căci Mihaela Rădulescu nu s-a arătat deloc deranjată să împartă o garsonieră cu Dani. Deși nimeni nu le dădea șanse, relația lor a durat 6 ani, fiind una dintre cele mai controversate și mai comentate din showbizul românesc. Mihaela m-a luat de mână pe timp de pace, recunosc, ea a făcut primii 50 de pași. N-aș fi avut vreodată curajul să ridic capul în fața celei căreia îi se spunea divă. L-am ridicat pentru că mi l-a ridicat ea, cu degetul arătător împingând ușor la bărbia mea. Absorbea toată atenția pe care i-o dădeam și mă învăța ce să-i dau. Deși păreau să se înțeleagă de minune, relația Mihaelei cu Dani Oțil s-a încheiat și a urmat o nouă iubire, parașutistul Felix Baumgartner. Mi-a oferit cei mai frumoși ani. M-a făcut alt om, dar mai important, alt bărbat. Eu am sărit acum mult timp din stratosferă, fără costum și fără antrenament, când mi-a spus Mihaela primul "te iubesc". Cu toate că multe persoane
persoane au afirmat că Mihaela Rădulescu ar fi fost uneori prea insistentă cu bărbații pe care îi vâna pentru a-i cuceri, inclusiv în ceea ce îl privește și pe celebrul parașutist Felix Baumgartner, vedeta susține contrariul. Muierea din mine s-a gândit atunci: Doamne, ce băiat frumos! Dar nu am făcut primul pas. În general, nu am știut să fac treaba asta în viață, așa că nu pot să fiu decât fericită că omul a făcut tot ceea ce trebuie pentru ca să ieșim la o cină împreună rapid, dar nu în România. Ar fi fost complicat. Dincolo de aparențe, nu sunt capabilă să sar pe bărbați, nici să iau inițiativă. În ziua interviului nu s-a întâmplat nimic. Am aflat ulterior că Felix a străduit mult să facă rost de numărul meu de telefon și a reușit. Știu și de la cine. După 3 mariaje eșuate, ar mai vrea Mihaela Rădulescu să se căsătorească? Nu neapărat. Rămân fana iubirii profunde, dar căreia nu-i trebuie o cameră, un pat comun și o hârtie ca să existe, ci doar niște emoții și trăiri stabile și amețitoare. George Cioboteanu, v-am spus că este în temă, o cunoaște pe Mihaela Rădulescu în diverse, să zic, posturi, nu poziții, adică în diverse situații de viață. Deci, în diverse momente, hai să spunem, ale vieții. Cum vezi treaba asta? Cristi, Mihaela este unul din personajele fascinante ale showbizului și ale vieții noastre, cum să spun, din ultimii 30 de ani, și ea nu se dezminte, adică întotdeauna ea ne-a surprins, inclusiv cu Felix, relația, adică doar dacă putea cineva din România să facă, știi, să pull up this rabbit-ul ăsta din șapcă, ea era. Mihaela e fascinantă. Mihaela te face din trei cuvinte. Dacă stai de vorbă, ți-a zâmbit odată și din trei cuvinte ești cucerit de ea. Cum să spun, poate să fie într-un rând de 10 manechine superbe, misurile lumii, pe Mihaela o alegi. Adică de tipul ăsta este. Este, cum să spun, pentru că vezi foarte mult în spatele ei, în spatele imaginii ei, în spate vezi foarte mult. Vezi o încărcătură psihică, o calitate de a șarma, de a, cum să spun, de a răspunde, ea răspunde și are o tehnică incredibilă pe care și-a perfecționat-o încă de la Duminica în familie, o tehnică, ea nefiind evident o fată foarte cultă, da, la origini, da, vorbim, s-a mai cultivat pe timp, de-a lungul pe timpului, parcurs, da, pe parcurs, însă are o tehnică, stă de vorbă cu tine, de exemplu discută despre parașutism, că tot e așa, omul. Ai spus trei cuvinte, sau cel specialistul în parașutism spune trei cuvinte, în următoarea oră numai ea vorbește despre parașutism. Fără să aibă, deci, habar înainte. O inteligență înainte. Speculativă fenomenală. O inteligență speculativă perfectă. Orice subiect, politică, sport, modă, orice. Neavând habar înainte de discuție, de știi, de amănuntele alea, în clipa în care tu îi le-ai vândut, ca să zic așa, știi, alea 5-6 cuvinte esențiale, exact ca la regie, știi, când ne dăm examen, trebuia să facem o poveste din trei cuvinte, știi? E exact așa. Mihaela îți face trilogie. Îți face trilogie. Bun. Așa este, că pe mine m-a amuzat foarte mult și am urmărit cu mare atenție și cu drag, pentru că sunt 20 ceva de ani în care am văzut pe Mihaela în toate ipostazele vieții, de modul în care povestea Dan Chișu la un moment dat a venit și a ocupat tot teritoriul, Dan Chișu fiind sălbatic, cum spunea, cum povestea, nu era așa fizic, zice Dan Bittman, băi, dar efectiv era absolut cuceritoare, povestește Ilan, foarte interesant. Dani spune, eu am făcut un paș, ea a făcut 50, exact, în față, deci Mihaela întotdeauna a știut să ocupe teritoriul în foarte bine. În care mai avea un lucru foarte deștept. Nu mai vorbesc de Ștefan, ca la Ștefan Bănică Junior, tu fiind prieten în acea perioadă, tu cunoști foarte bine povestea. Știi ce se întâmplă? Ea, când își propune un lucru, că e vorba de job, de profesional sau viața extracurriculară, particulară, ea își pune toate armele. Deci când vrea să cucerească pe cineva, nu e cu jumătate de măsură. Dom'le, lasă-l, îl aștept să facă el. Nu! Ea se duce. Nu face ăla, nu l-așteaptă să facă, ea dându-i câteva hinturi, știi? Haide, cum să spun, poate totuși îmi face o
invitație. Nu, ea e cea care face invitația. Da. Ea e cea care te uimește și te copleșește pe chestia asta, știi? Te uimește că ea e cea care, bărbatul, care avansează prima propunere, știi? Bun. Apropo de perioada între cu Mihaela și Ștefan, atunci cum a fost cucerit Ștefan, un alt bărbat șarmant și un cuceritor, într-o anumită perioadă? Ștefan acum este... Ștefan a fost cucerit, îți spun cum. Ea fusese la Tele7 ABC, avusese o emisiune acolo. Da, da. Și a fost luată acolo de... și început televiziunea înainte și de Antena. Și a fost luată de Pro TV să facă niște transmisiuni de la de Oscar. Așa este. Ale Oscarului. Da. Și acolo ea s-a împrietenit cu un bun prieten de-al nostru, ca să spun așa, Harvey Keitel. Așa. Și al lui... da, Harvey Keitel, cum ar fi, da. A fost în grădină. Și al lui Cătălin, și al lui Țeavă, și așa mai departe. Și prin Harvey ea și-a făcut o intrare acolo spectaculoasă, adică lua interviuri pe care le luau, cum să spun, emisiuni consacrate, nu le luau, să spun, știi, sau le da, luau da, foarte da, da, greu. Și ea a fost și, bineînțeles, Sârbu a speculat acest lucru, a văzut asta, Ștefan a văzut deodată... Sârbu, adică Adrian Sârbu, patronul postului pe acea vreme. Ștefan a văzut deodată Ștefan avea și el o calitate de a vedea vedetele în devenire, ca da, să zic da, da, așa. Ea era vedetă, dar încă nu... Nu. Primul era Ștefan. Adică Ștefan a fost vedeta familiei și clar, după aceea Mihaela. Clar. Asta a fost. Doamnelor și domnilor, istorie. O să mai fie, dar după o scurtă, invitat domnul George Ciubotaru, pentru că el este din seria ceea ce voi scrieți, noi am trăit. Așa că noi nu vindem gogoși. Mulțumesc frumos. Eventual, poate au umflat niște fete care se credeau gogoși, dar asta, sigur că da, uneori, de plăcere și o faci cum ar fi în viață. Mai stăm vreo 2-3 minute vorbind de... Această femeie fascinantă numită Mihaela Rădulescu. Prin urmare, reținem că este genul de om care, de femeie care știe ce să facă cu bărbatul atunci când își propune ceva, îl simte. Că mie mi s-a părut că cu Felix a înțeles că trebuie să fie pe decoltat. Cu Ilan nu trebuia să fie pe decoltat. Greu lumea a spus numele lui Ilan. Că Ilan era un băiat mai discret după cum se știe. La Ștefan lucrurile erau altfel. Țin minte că la Superlativ Revi până 90 mi-a spus, băi, îl aduc pe Ștefan. Vrea să-l facă pe Ștefan să iasă, care Ștefan a fost toată viața lui discret. Discret, da. Corect. Adică întotdeauna, știi, era povestea că o altă blondă celebră stătea afară pe preș la Dan Bidman, dar Mihaela era înăuntru. Întotdeauna. Aia e treaba. Ea a fost întotdeauna cea dinăuntru. Știi, căutam o comparație acum, apropo de ce spuneai tu, și mă gândeam, știi, foarte multă lume o compara peste ani, un pod peste ani, pe Drăgușanca, da. Știi? Nu are nicio legătură. Nu e. Mihaela e genul, e alt nivel, dar să-l explicăm puțin, să-l nuanțăm. Mihaela este genul care te fascinează prin ceea ce spune. Ea nu se bazează pe fizic. Înțelegi? Neapărat. Adică, neapărat. Nu, sigur, da. Dar la ea fizicul e în planul 3. Dacă vrei. Întâi e emoționalul, este intelectul, știi, ajungi în cele din urmă, evident, și fizic este foarte frumoasă, dar spre deosebire de cele de care vorbim, știi, în primul și în primul rând prin asta te fascinează. Și n-ai cum, eu nu i-am găsit în 25 de ani, dacă vrei, de showbiz, așa, eu nu i-am găsit, știi, multă lume spunea, măi, Andreea Marin, n-are legătură. Nu, e alt gen, adică, sunt două genuri diferite. Andreea este un gen extrem de office, da. Știi, tot ce vorbește și despre casă, da, de viață, da, da, ei, da. Totul e office. Totul e măsurat. Foarte clinic, da. Știi? Măsurat, clinic, cu doza de umor moldovenesc, așa, băgată ușor, nu are legătură. Foarte frumos. Uite, te întreb pe tine un om care, acum vă spun, nu ne aude nimeni. Eu cred că acum mulți ani de zile știu că s-au plăcut mai mult, nu știu dacă s-a întâmplat, dar nici nu întreb, că s-a prescris. Vreau să te întreb, unde o vezi pe Mihaela? Peste 5-6 ani. Că Mihaela totuși este o femeie absolut superbă, e în continuare, ca să zic așa, spectaculoasă. Nu știu dacă va fi un fel de Tina Turner a României, adică și peste, la o vârstă foarte frumoasă, să fie în continuare spectacol. Din punctul meu de vedere, ea, profesional, trebuie puțin să se reinventeze. Dacă vrea.
Dacă vrea. Adică dacă vrea să dacă nu se mulțumește cu Monaco și asta e tot. Știi, din punct de vedere profesional, cred că n-a avut cele mai fericite alegeri, dacă vrei, în ultimii ani. Însă Mihaela este omul următoarei victime, știi? Nu vreau să spun. Poate îi va ține povestea cu Felix. Și poate acolo, știi, happy ever after, știi? Dar Mihaela întotdeauna este cu un ochi în lume și în viitor, știi? Felix este din foarte multe puncte de vedere ceea ce și-a dorit. Însă Mihaela e și ea un om extrem de pătimaș, un om care iubește, un om care poate să-i treacă dragostea, poate să se îndrăgostească, da. S-a îndrăgostit de Dani, ține cont. Exact. Adică care Dani e un super băiat, dar n-are nimic din tipologia bărbatului Mihaelei, știi? Adică e puternic și fizic, Dani. Absolut. Dar nu genul ăla de puternic, nu. Știi? Nu genul ăla de mare industriaș, de mare om de afaceri, de superstar mondial și așa mai departe. Dar cred că Dani a fost la momentul potrivit acolo. Ea cred că avea nevoie exact potrivit de asta. Avea nevoie, el a fost opusul a ceea ce avusese. Da. Deci opusul lui Ilan. Deci da. El a fost doza de candoare, dacă vrei, exact. pe care Mihaela simțea în viața ei să o introducă. George, îți mulțumesc foarte mult. Apropo de Dani, că ai încheiat.